Băi, prietenașii mei, hai să vă arăt pe Petrișor cum să face o bătărială uitându-ne în telefon. Deoarece Petrișor se bălbelește la ursunel, că nu avem aici la țară o baie, dar acum Petrișor se spală foarte, foarte frumos, între care punem apă aici. Avem bigul foarte, foarte nou. Trebuie să ne bărbenim, prietenii mei, o dată la două zile. Nici de cum să avem barba mare, pentru că e foarte, foarte urât să stăm cu asemenea barbă. Hai să vedem, să dăm puțin luminozitatea mai mare. Este luminozitatea mare și vedeți bine că nu este greu să fiu un om îngrijit. Trebuie neapărat să fii curat. Pare rău că nu am oglindă, mă uit în telefon. Pentru că în ziua de azi nu contează dacă ai baie, dar trebuie să te bărbelești. Pentru că nu e o rușine să te bărbelești în direct. Este destul de binișor, cred eu, că nu am oglindă. Gata, băi, prietenașii mei. Foarte ușor ne-am bărbărit. O să dăm și cu ceva pe față. Treaba e că, în ziua de azi, dacă ai apă, trebuie să fii cât de cât curat, spălat, îngrijit, deoarece vedeți bine că, în ziua de azi, nu trebuie să stai neîngrijit. Haideți să vedem cu ce dăm și noi pe față, deoarece, Petrișor, trebuie să facă puțin sport, între care, prietenii mei, vă arată Petrișor cum să face sport la mine acasă, pentru că mie îmi place foarte mult să fac sport.
mai stăm puțin prietenii mei să ne uscăm pe față, pentru că mie îmi place foarte mult să nu mă șterg pe față și să-mi dau cu o leacă soluție. După bărberit, haideți să aranjăm niște lemne în grădină, deoarece pătișor aici și-a cumpărat lemne și o să avem la iarnă, pentru că este aproape iarna pe noi și trebuie să ne aprovizionăm cu lemne. Între care voi, prietenii mei, aici avem lemne pentru la iarnă și uite, le aranjăm cât un jăcât undeva unde să fie acoperite cu folie pentru la iarnă, prietenașii mei. Acest lemne este cam gros, o să-l mai tem cu toporul. Deci bine, prietenașii mei, că la țară se face foarte, foarte multă treabă. Pare foarte rău că n-am unde pune telefonul, dar lemnele trebuie cât de cât mai groase lăsate. Hai să punem telefonul să vă arăte petișor și cum să face puțin triceps, deoarece petișor are lemne pentru la iarnă cumpărate și acestea sunt aduse cu cârca, pentru că mie îmi place foarte mult să merg la pădure și să aduc lemnișoare cu spinare, deoarece petișor așa face sport pentru umeri. Și aici avem un aparat pentru triceps, între care vedeți foarte bine, este un bidon cu apă legat sus și o să facem triceps. Triceps, deoarece aici la sală ne-am făcut sală, umeri și biceps. Hai să vă fac câteva exerciții să vedeți și voi cum să face sală la mine acasă. Este foarte, foarte ușor, pentru că facem 10 mișcări. Deci acest exercițiu, prietenii mei, este pentru triceps. Nu este greu de făcut. Și hai să facem și puțin biceps, între care avem niște greutăți improvizate. Aici e bicepsul, voi, prietenașii mei,
pentru că lui Petrișor îi place foarte, foarte mult să facă sport. Chiar dacă nu avem o sală, facem la noi acasă. Mai băgăm și triceps. Vedeți bine voi, prietenașii mei, că nu este chiar așa de ușor să faci sală la noi în curte, pentru că trebuie să ne simțim cât uși de cât în formă. Să facem și o leacă de umeri. Șapte, opt, nouă, zece. Cam așa facem, prietenii mei, câte 10 exerciții, câte 5, 6, 7, 8 seturi, să fie cât uși de cât mai multe, ca să ne simțim cât uși de cât în formă. Vă mai bag, hai să vă bag puține brațe. Bine, voi, prietenașii mei, eu vă aștept și cu alte filmulete, între care Petrișor o să mai facă și altă treabă. Vă doresc o zi cât mai frumoasă și să ne auzim cu toate cele bune, pentru că o să vedem pe unde mai facem filmări. Vă pup și vă doresc toate cele bune.